În pastila video postată pe 6 martie pe YouTube, agentul de influență al Moscovei, Ion Cristoiu, se plânge că mass media din România transmite în mod exclusiv fake news și știri despre atrocitățile de război comise de armata rusă în Ucraina. Cristoiu se mai plânge că la televiziunile din România nu apar analiști militari din rândurile armatei care să comenteze mersul operațiunilor militare. România este intoxicată de două categorii. În afară de știri false, de știri care sunt numai în legătură cu atrocitățile războiului, dar vreau să știu când se termină, cum se va termina. Am nevoie să-mi spună ce fac aia pe teren. Mă, s-au terminat în România, parcă avem generali, colonei, sergenți majori. Mă, s-au terminat, sunt tot felul de reviste, tot felul de site-uri. E un trust al armatei. Mă, nu pot ăștia să trimită specialiști. Afirmațiile lui Cristoiu sunt, cum nu se poate, mai false și urmăresc să abate atenția publicului român de la crimele de război comise de ruși la scară largă împotriva civililor ucrainieni. La toate televiziunile din România, cu excepția Cristoiu TV, apar în permanență generali români în rezervă, care oferă pe larg și în mod competent explicații în legătură cu ceea ce se întâmplă în teatrul de război ucrainian. Ion Cristoiu a fost demascat în 2019 drept un fost informator al securității ceaușiste, având numele conspirativ Coroiu, potrivit unui dosar de la CNSAS. După ce a colaborat cu organele represive comuniste, în prezent Cristoiu apără regimul represiv de la Kremlin împotriva întregii lumi. Odată slugă la Ciocoi, toată viața slugă. Ascultați următoarele declarații halucinante ale lui Cristoiu privind simpatiile sale politice și veți înțelege de ce face propagandă filorusă. Am prins două mari războaie. Agresiunea NATO împotriva Serbiei și agresiunea, a fost așa, a Americii împotriva Irakului. Eu am fost de partea Serbiei și de partea Irakului. De ce? Pentru că era vorba de două țări mici atacate de un monstru, NATO și Statele Unite ale Americii. În aceste condiții, și eu consider că, indiferent de motive, un imperiu, o forță uriașă a atacat o țară mică. Așadar, Cristoiu este de partea țărilor mici atacate de monștri, cum ar fi NATO și Statele Unite, indiferent de motive. O precizare deosebit de revelatoare. Serbia a fost atacată de NATO datorită campaniei de curățare etnică și a genocidului declanșat împotriva minorității albaneze din Kosovo, iar Irakul a fost atacat de o coaliție internațională condusă de Statele Unite, datorită invadării Kuveitului și a folosirii de gaze toxice împotriva propriilor săi cetățeni, aparținând minorității kurde. În afară de sprijinirea regimurilor totalitare și genocide, pe motiv că reprezintă țări mici atacate de monștri mondiali, Cristoiu îi sprijină implicit și pe dictatorii sângeroși, Saddam Hussein și Slobodan Milošević, care se aflau la cârma Irakului și Serbiei. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești.